numeroase filme s-a simulat spațiul cosmic, sunt actori binecunoscuți, lumea întreagă îi știe, au simulat imponderabilitatea. Eu sunt mai tare decât ei. Eu chiar am fost acolo. Desigur, așteptați să vă împărtășesc câte ceva din experiența mea. Aș putea să vă povestesc 10 de minute cum a fost în cosmos, cum a fost prima noapte după ce am ajuns acolo, înainte de a ajunge acolo. Dar pentru că în cadrul unui TEDx trebuie să vii cu niște idei puternice și niște concluzii puternice, m-am gândit că de data aceasta ar fi interesant poate să vă vorbesc despre pământul nostru, despre viața lui de când s-a născut, ce îl așteaptă în continuare și ce ne așteaptă pe noi ca civilizație pe acest pământ. Trăim pe o planetă pe care o considerăm frumoasă, pe care avem toate condițiile să ne dezvoltăm, protejați de mediul natural în care trăim. Suntem însă supuși unor pericole terestre, ca incendii, inundații, cutremure, erupții vulcanice. Modificările climatice vizibile sunt într-o evoluție accelerată și pun probleme importante de supraviețuire și adaptare a omului și activităților umane la noi condiții. Suntem conștienți și de faptul că oricând putem fi loviți de asteroizi care pot distruge o parte din omenire. Terra, de la formarea ei acum 4,5 miliarde de ani, a trecut prin diferite ere, perioade și epoci. Cea în care trăim acum, Holocen, ultima din Cuaternar, având doar 12.000 de ani și este cunoscută drept epoca omului. Întreaga istorie a omului ca civilizație este înglobată în această perioadă. Oare ca ființe inteligente care am creat civilizații, am construit și destrămat imperii, am dezvoltat culturi și tehnologii și am ajuns unde suntem acum, existăm doar de 12.000 de ani? Privind lucrurile la o scară mult mai mare, Terra a trecut de-a lungul istoriei ei prin numeroase perioade de transformări radicale. Sunt identificate 5 extincții majore de-a lungul vieții Pământului nostru și numeroase extincții minore, acestea ducând la procente mari de dispariții de viețuitoare. A treia mare extincție, numită extincția Permian-Triasic sau Marea Moarte, de acum 252 de milioane de ani, a fost cea mai mare din istoria Terei, care a ucis până la 96% din toate speciile. A cincea mare extincție, extincția Cretacic-Paleogen, s-a petrecut acum 66 de milioane de ani, în care 75% din viața de pe Pământ a dispărut, inclusiv toți dinozaurii non-zburători. Mamiferele și păsările au apărut ca animale de uscat. Acum 100 de mii de ani, la sfârșitul Pleistocenului, are loc o altă extincție care a dus la dispariția multor specii, inclusiv a ultimelor specii hominide, cu excepția lui Homo sapiens. Sunt acceptate acum 3 tipuri principale de cauze care explică extințiile masive. Biologice, sărăcirea genetică, presiunea prădătorilor, terestre, vulcanism, schimbări climatice, eustatisme, nivelul apei, extraterestre, impact astronomic, radiație cosmică, ipoteza Nemesis, o să vă uitați pe Wikipedia și vedeți ce înseamnă. Aceste cauze pot fi combinate, iar noi teorii sunt propuse periodic. În 2008, cercetătorii de la Universitatea din Cardiff au apreciat că ar putea fi responsabilă Calea Lactee pentru cele 5 extincții majore din trecut. Conform acestei teorii, la fiecare 35-40 de milioane de ani, sistemul solar traversează planul galactic, caracterizat printr-o densitate mare de gaz și praf. Pe măsură ce trec, forțele gravitaționale ale norilor de gaz și de praf înconjurătoare schimbă traiectoria cometelor. Unele dintre acestea, noua lor traiectorie, se ciocnesc cu Terra. Conform autorilor, această ipoteză corespunde cu observarea craterelor de pe Pământ, care sugerează un număr mai mare de coliziuni la fiecare aproximativ 36 de milioane de ani. În 2014, o altă ipoteză a fost avansată de 2 fizicieni teoreticieni. Ei spun că un disc subțire alcătuit dintr-o formă de materie întunecată ar putea traversa periodic, tot la fiecare 35 de milioane de ani, întreaga galaxie și induce o ploaie catastrofală de meteoriți.
Indiferent ce se va mai întâmpla în sistemul solar, în următorii 1,1 miliarde de ani, o extinție majoră cauzată de transformarea Soarelui va steriliza complet Terra, distrugând chiar și microbii. Deci mai avem o cincime din viața Pământului de așteptat. Luminozitatea solară va crește cu 10%, iar în următorii 3,5 miliarde de ani cu până la 40%, încălzirea și extinderea Soarelui va duce la temperaturi de ordinul la 150 de grade la suprafața Pământului, combinată cu eventuala scădere a dioxidului de carbon atmosferic, și aceasta ar putea cauza această extinție. Acum se consideră că ne aflăm în perioada celei de-a șasea extinții provocate în principal de noi oamenii. În aceste condiții ne gândim că ideea migrării în univers nu este lipsită de logică, iar realizarea ei este deja în planul unor prea puternici ai lumii, fie privați, fie agenții guvernamentale. Primul pas în îmbarcarea pentru o călătorie spațială lungă și dificilă implică stabilirea unor baze solide pentru efectuarea cu succes a acestei călătorii. Stația Spațială Internațională, cel mai grandios și costisitor proiect de cooperare internațională până în prezent, servește ca laborator pentru testarea aspectelor legate de sănătatea umană, pentru cercetarea în domeniul biologic și al materialelor, toate în lipsa gravitației, ca o zonă test pentru tehnologii și ca o piatră de temelie pentru a ne deplasa mai departe în sistemul solar. Colonizarea Lunii reprezintă o fază intermediară în care vom învăța cum să zburăm eficient spre planeta Marte sau spre alte locuri din sistemul solar. Primul om a zburat în spațiul cosmic doar acum 60 de ani, eu acum 40 de ani. Primul pas pe Lună a fost făcut acum 52 de ani. La scara Universului este un infinit mic. Fazele pregătitoare ale unui zbor pilotat spre Marte sunt pe cât de laborioase și științific studiate și planificate pe atât de necesare. În mod realist, se apreciază că un program de zboruri umane spre planeta Marte nu ar putea fi realizat înainte de 2036. Planurile actuale ale omenirii de colonizare se opresc deocamdată la planeta Marte. Elon Musk, cunoscutul Elon Musk, patronul firmei SpaceX, Tesla și așa mai departe, care este principal susținător al salvării unei părți din omenire prin migrare de pe Pământ, spune că în 40 până la 100 de ani de acum încolo putem avea pe Marte o colonie umană de peste 1 milion de oameni. Factorul uman este esențial în această nouă eră de dezvoltare în care ideea migrării de pe Pământ și posibilitatea întâlnirii cu alte forme de viață în spațiul cosmic devine realitate. Astfel, poate rezulta chiar dezvoltarea unei noi identități colective a umanității, care prin noile dimensiuni și valențe vor afecta major gândirea umană. Deocamdată investigăm planeta Marte robotizat și căutăm asidu urme biologice ancestrale. Unii specialiști consideră că acum 3-3,5 milioane de ani, Marte a fost o planetă plină de viață, cu ape curgătoare, dar pe care o catastrofă posibil cosmică a adus-o la starea aridă și pustie de acum, cu atmosferă rarefiată, formată în principal din bioxid de carbon, fără câmp magnetic, deci fără protecție împotriva radiațiilor cosmice, care au putut duce la distrugerea unor eventuale ultime forme de viață la suprafața planetei. Dacă va fi să fugim pe Marte de o catastrofă terestră, acolo vom putea trăi doar în condiții artificiale, iar organismul uman va suferi în timp transformări majore. Gândiți-vă doar la faptul că, indiferent ce am face, acolo oamenii se vor naște și vor trăi într-o gravitație de 2,5 ori mai mică decât cea de pe Pământ. Probabil că generațiile viitoare de teramarțieni vor ajunge niște ființe înalte de 3-4 metri, cu un metabolism mult diferit de al nostru. Probabil că ingineria genetică, considerată acum neetic aplicată ființelor umane, va reprezenta o metodă necesară de a rezolva unele probleme de supraviețuire a speciei umane în alte părți în afara Terrei. Terraformarea altor planete
ar putea fi o soluție pentru om de a genera condiții de supraviețuire apropiate de cele de pe pământ. Această acțiune însă poate deveni periculoasă, putând genera procese irreversibile, chiar catastrofale prin intervenția în evoluția naturală a acelei planete. Pot să vă spun că la nivel ONU se discută despre astfel de probleme de etică și nu se recomandă intervenția în evoluția normală a niciunui corp ceresc. Poate că trăind pe Marte și investigând planeta în amănunt, vom descoperi în subsolul ei sau în posibile peșteri urmele unei civilizații avansate, care, prevăzând catastrofa care a afectat planeta lor, a avut capacitatea de a emigra spre o altă planetă apropiată care oferea condiții de supraviețuire. Acolo au găsit probabil viețuitoare destul de avansate, care respirau natural atmosfera acelei planete, erau dezvoltate în câmpul gravitațional al acelei planete, găseau hrană și condiții de supraviețuire acceptabile. Poate că marțienii nu au putut supraviețui natural ca atare în condițiile acelei planete, dar avansați cum ar fi fost, au transferat o parte din inteligența lor prin inginerii genetice acelor viețuitoare mai dezvoltate de acolo și au creat populații inteligente care s-au dezvoltat, au creat alte civilizații, au construit și destrămat imperii, au dezvoltat culturi și tehnologii și au ajuns la rândul lor să colonizeze alte planete în condițiile în care planeta lor ar fi fost supusă unor pericole mari, iminente. Revenind la ziua de azi și la gândirea pur pământeană, nu ar fi mai rațional să gestionăm crizele de pe pământ? Să aplicăm ultimele descoperiri științifice pe Terra pentru a ne salva de cea de-a șasea extincție care a fost tot de noi în principal creată? Putem gestiona științific o bună parte din catastrofele naturale. Am putea să ne salvăm și de asteroizi. Sunt deja instituții și se testează tehnologii care pot devia orbita asteroizilor periculoși. Parcă este mai interesant, mai eficient, chiar mai romantic, să spunem, să ne salvăm și îmbunătățim viața aici, pe planeta noastră natală, și cosmosul îndepărtat să-l cercetăm doar din curiozitate și de dragul cunoașterii. Mulțumesc pentru atenție!